Bun găsit tuturor la horoscopul anului 2020 pentru semnul zodiacal al Capricornului, pentru cei care au ascendentul pe Capricorn și cei care au luna pe harta natală în semnul Capricornului. Dacă te întrebi cum e mai bine să asculți o interpretare, atunci îți recomand să asculți în primul rând zodia. Zodia e prioritară în horoscoape, apoi pentru ascendent și la final pentru luna în harta natală. Să vedem ce ne aduce anul 2020, ținând cont de faptul că vedeta anului este Capricornul, pe semnul tău zodiacal, în momentul începerii anului. Sunt numai puțin de 5 planete și știu că cineva m-a întrebat și asteroizi și puncte virtuale, ce se întâmplă cu ele. Da, este și nodul sud acolo, dar într-o interpretare anuală ținem cont de ce se întâmplă pe zona planetară, nu pe altceva. Și avem la începutul anului 2020, asta va fi nota întregului an, Mercur, planeta comunicării, Jupiter, marele benefic, Soarele, evident, întotdeauna se trece dintr-un an într-altul pe semnul Capricornului. Saturn, procurorul zodiacului și Pluton, schimbarea, transformarea și renașterea, toate se află pe semnul tău zodiacal. Știi, e destul de înghesuială acolo, aș spune, dar e cu folos. E foarte rar. Toate aceste configurări planetare, gruparea aceasta mare de planete, să știi că este o dată în viață se întâmplă să o ai dispusă pe semnul tău zodiacal, așa încât în anul 2020 acționează cu înțelepciune și profită la maxim de fiecare secundă și de fiecare moment al anului, pentru că e momentul în care tu realizezi lucruri mărețe, nu mari, mărețe. Anul 2020, din punct de vedere general, pentru că vor urma filmări dedicate zonei dragostei și zonei finanțelor, deci din punct de vedere general, se axează pe transformarea ta profundă ca persoană, ca identitate. Lucrezi cu tine, lucrezi la tine și lucrezi pentru tine. Este un an în care trebuie să înveți să te pui pe primul loc. E cel mai important lucru al acestui an. Nu mai fă compromisuri, nu mai accepta ca cei din jurul tău să îți dicteze ce să faci, când să faci și cum să faci. Trasează-ți propriul tău spațiu de acțiune și apoi exploatează-l la maxim. Dacă vrei să te bucuri de succes în anul acesta, va trebui să înveți să combini experiențele trecutului cu inovația prezentului și viitorului și să le combini. Începând cu sfârșitul lui ianuarie 2020, după ce va avea loc măreața celebra, profunda conjuncție dintre Saturn și Pluton și va veni o filmare specială dedicată acestui aspect astrologic, deci după sfârșitul lunii ianuarie, putem spune că semnul tău zodiacal, semnul Capricornului, va avea drum deschis către transformarea profundă, către schimbarea totală și profundă. Și vorbim aici despre schimbări legate de înfățișare. Vom vedea Capricorni și grijă totuși aveți în tranzit un Jupiter, marele benefic, care e planeta exceselor. Deci, ori vă îngrășați pentru că mâncați, rupeți frigiderul, nu vă mai oprește nimeni. Ori veți slăbi pentru că veți fi foarte atenți la felul în care arătați. Deci vor fi extreme. Ori te duci pe câștig de kilograme, ori slăbești drastic, slăbești dramatic. Pentru că începi să te ocupi de tine și de starea ta de sănătate. Deci încearcă să spui nu la excese, pentru că vor fi multe provocări și tentații în acest an. Apoi,
Este un an în care comunicarea joacă un rol foarte important în tot ceea ce faci. Și îți recomand ca pe perioada retrogradării planetei Mercur, planeta comunicării, anul acesta retrogradează de 3 ori, să fii foarte atent, să nu devii unidirecționată, să nu încerci să-l iei pe știu tot, fac tot, rezolv tot în brațe, pentru că nu o să te ducă către o destinație satisfăcătoare. Profit de acest prilej când vorbesc despre Mercur retrograd. Să-ți amintesc că a apărut agenda anului 2020 și în această agenda anului 2020 am dedicat o secțiune specială retrogradării planetare, planetelor. Și pentru că este un an, nu numai că este un an bisect, am explicat aici ce ne aduce un an bisect în agenda, dar este un an în care toate planetele retrogradează. Și există o pagină specială dedicată acestor retrogradări și explicației retrogradărilor. Și ce vreau să spun este că între 17 februarie și 10 martie, între 18 iunie și 12 iulie și între 14 octombrie și 3 noiembrie, Mercur, planeta comunicării, care își începe tranzitul anul acesta prin semnul tău zodiacal, deci te influențează foarte mult, va retrograda. Va retrograda pe semne de apă. Și asta te va influența foarte mult din punctul de vedere al emoțiilor. Și în perioadele mai sus, enunțate, dă rewind, dă în spate ce am vorbit și notează-ți pe o hârtie dacă nu ai agenda. Că dacă ai agenda, doar deschizi agenda și știi când și cum e retrogradarea. Deci, în perioadele mai sus menționate, evită pe cât poți să iei decizii importante, pentru că semnele de apă influențează foarte mult pământul și vei fi ghidat mai degrabă de emoție decât de rațiune și de logică. Și sunt 3 perioade în care anul viitor îți va fi testată răbdarea, perseverența și bunul simț. Și încearcă să nu forțezi lucrurile, încearcă să nu forțezi nota pentru că riști să te frici destul de rău dacă te ghidezi după emoții. Pentru că știi ce se întâmplă? Va fi o adevărată Fata Morgana. Jupiter, planeta exceselor, se află în semnul tău zodiacal. Mercur debutează, începe anul prin tranzitul său, prin semnul tău zodiacal, iar anul acesta când va retrograda, va reactiva butoane de frică care se află în tine, frustrare, încăpățânare, egoism și vei fi foarte mult în pe cele 3 perioade, vei fi foarte mult pe modulul lasă că-ți arăt eu, lasă că-ți demonstrez eu, lasă că fac eu și atunci deciziile pe care le vei lua vor fi proaste. Este un an de maxim potențial. Și este un an în care poți să-ți echilibrezi zona relațiilor. Capricornii singuri au mari, mari șanse să întâlnească pe cineva. Capricornii căsătoriți sau aflați într-o relație de lungă durată își pot reconsolida relația. Poți aduce un suflu nou relației tale. Fertilitatea va fi crescută pentru reprezentanții Capricornilor și astfel încât putem să ne așteptăm la multe vizite ale multor berze. Deci, dacă ești Capricorn sau ai un partener născut sub marcajul Capricornului, vezi că anul acesta poți să faci copii. Este un an bun pentru investiții, este un an în care să înveți autodisciplina, dar ca avertisment, încearcă să fii mai flexibil, încearcă să dai dovadă de mai multă răbdare și flexibilitate, pentru că fiind atât de multe planete așezate pe semnul tău zodiacal și mai ales acest Saturn care e guvernatorul zodiei tale, s-ar putea ca anul care vine, în 2020, să nu accepți cu foarte mare ușurință și alte variante în afara variantelor tale. O să-ți fie mai dificil să digeri propunerile altora și să pornești întâi de la ideile tale. Dar îți recomand, înainte de a sări, de a te băga într-o acțiune, de a face ceva important,
cugetă bine, gândește bine, evaluează cu atenție situația, pentru că s-ar putea să iei decizii pripite doar din încăpățânare. Nu-ți imagina că aici am venit să critic Capricornul de la un cap la altul, dar gândește-te că pe umerii tăi apasă responsabilitatea atâtor planete. Și da, este un an în care te transformi extrem de mult și ai să treci prin foarte multe și ai să schimbi foarte multe. Și știi cum e expresia, aș defini anul acesta? Ori la bal, ori la spital. Ori se întâmplă niște schimbări absolut extraordinare pentru că ai curajul să acționezi, ori rămân doar la nivel de gând și vor deveni factori de foarte mare frustrare ulterior. Deci este un an în care eu îți recomand acționează, acționează, acționează și lucrează mult pe trupul tău, pentru că un an cu atâtea planete pe Capricorn duce la schimbări importante privind corpul și înfățișarea. Și vom vedea mulți capricorni care ori își schimbă culoarea părului, ori slăbesc, ori se îngrașă, așa cum v-am spus la începutul acestei filmări, dar transformați corpul. Și este un moment de cotitură pentru voi, nu de răscruce. Răscrucile întotdeauna nu sunt care pe care, nici vorbă de așa ceva. Este un moment de cotitură în care lași în urmă experiențe neplăcute, iei cu tine în bagaj experiențele și învățăturile prin care ai trecut până acum, pe care le-ai acumulat până acum și le mixezi cu noutatea și inovația care apare în viața ta și dai naștere la niște rezultate absolut fabuloase, mai ales în ceea ce privește propria-ți persoană și propria-ți liniște sufletească. Dragii mei, acestea au fost previziunile generale ale anului 2020 pentru semnul Capricornului. Nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să fiți la curent cu următoarele mele filmări și să aveți cu toții un an absolut superb și plin de evenimente interesante și pozitive, pentru că este anul vostru. Rar un astrolog spune e anul unei zodii, dar anul ăsta e anul Capricornului. Să ne vedem cu bine și la horoscopul dragostei și cel financiar pentru semnul tău zodiacal pentru 2020. Pe curând!